Arbidol poate fi o soluție alternativă. Vă întreb și pentru faptul că numai zilele trecute domnul senator Daniel Zamfir, prezent aici la Puterea Știrilor, ne spunea despre acest medicament că, mă rog, și-a tratat familia cu acest medicament. Este recomandat totuși Arbidolul? Eu nu vreau să dau consultații medicale online, pentru că vorba mea vine de partea unui specialist, poate după aceea să fie rostocolită ca pe o recomandare universală. Dar sigur că sunt cazuri care au o indicație foarte clară și la recomandarea unui medic specialist care a văzut bolnavul, oricare dintre terapiile care sunt destul de bine în acest moment standardizate, poate să fie luate în calcul. Sigur, nu militez pentru o terapie făcută de către pacient sau după informațiile de pe Google. Cred că trebuie ca fiecare bolnav să fie văzut de un medic în acest sens.